Lingură? Îți place la lingură, nu? Am asta, frate. Am doar la tot. La el. Uite, niște praguri mișto aici. Să. Două rânduri. Somnul are pe aici? Ăla-i tati. Da. Haide. Ce înseamnă să joci, bă, pe prag acolo, bă, băiatul unde-i place ei? Pare frumușică. Nu pot să cred așa ceva, a sărit din gură. Măcar știm că mănâncă, nu-i nicio problemă. Era la vreo 70. Era frumos. Dar foarte încet. Decât tâc. Da, din păcate. Și am tras țapă destul de bine. Aia n-a luat-o ea bine. Ne îi dăm în continuare. Măcar știm că e acolo, nu? Ia să vedem, îi mai dăm o dată la prag acolo, pe cadea că era frumoasă. Un început bun de partidă. Ce faci, Dragoș? Vii la prag? Da, apreciez, mulțumesc. Bă, da... Având în vedere... După ce am ieșit de pe prag a dat. După al doilea, știi ce zic? Stă acolo și probabil că ție ți-a urmărit. Este, mă. Aia, știu că de făcut se spate. În sfârșit. Am simțit eu că a lăsat firul jos, dar... Oh, cred că e foarte mare. Îmi place portocaliu, se pare. Oh, așa. Ia să nu știu că... Nu, șalău cu portocaliu. Ferească Dumnezeu. Uite așa, băi. Și ce șalău frumos. L-a luat pe cădere. Uite așa, ce șalău frumos. Ia uite ce frumos e. Hai să-l și eliberăm. Liberăm. Ia. Mamă, s-a dus instant. N-aveți idee ce bine o simt după ce am scos în pește. Ia să vedem. Mai vreau, mă, la portocaliu? Ia. Fiind vremea foarte rece, încerc să țin cât mai mult la Luca pe substrat. Să-i dau timp și alăului să atace sau știu ce. În funcție de ce găsesc pe aici. Nu e ca vara când peștele este plin de energie sau acum este foarte greu. Peștele este destul de apatic. Este destul de apatic și mănâncă foarte, foarte greu.
Am avut înainte de șalou acesta, am avut un atac foarte puternic. Precis a fost de șalou, că n-am avut tăieturi pe gumă, n-am avut nimic. Și n-avea cum să fie ștucă și am schimbat culoarea cu un portocaliu, îmi vine să cred că a tras pe portocaliu în perioada asta. Am zis să le enervez un pic, am tot încercat pe naturale, ba gri cu un verde închis, ba alb perlat, ba cum i-am pus portocaliu cu burtă galbenă sau ce culoare o fi asta, a și luat-o pe cap de lanseu, i-a plăcut. Să vedem. Fiind vorba de o balastieră, amenajată, ci drept, dar e cu taxă, sunt pe lacul Varlam. Folosesc un fluorocarbon de 0,42-41. Da? În cazul în care intră ștucă să nu-mi taie. La prima oară când am venit și am prins ștuca aceea, care a și scăpat, din păcate, fluorocarbonul era foarte ciupit lângă agrafă. Într-adevăr, am avut ceva emoții, însă, din păcate, a scăpat. A fost înțepată bine. Peștele nu prea se hrănește cum trebuie. Am văzut câteva atacuri de dimineață și cam atât. Sper că până la lăsarea sării să mai prind un șalău. A dat fix când mă pregăteam să ridic. E semn că e culoarea bună și că mâna e bună și direcția e bună. Trebuie să dau de aici în colțul. Ia, să mai facem la lasă, să vedem, poate îl păcălim. Poate mai păcălim încă mai. Hai, mă, mă, deși la mine o dată. Ba, aș fi băgat și eu un RNR de ăla. Un Rattling, ceva să o... să o mișc un pic, dar... E lene să mai schimb acum, nu schimb. Uite-o. E frumos asta. Ai grip, nu? Numai că eu am 0,40 înaintaș. Problema însă... Nu, mă, s-a pus shallow pe aici, ne-am pus în cap. Aha? N-am înțeles. Da, îl scot până la spate de aici. Hai de mă ieși. Așa. Uau, ce șalu frumos. Așa mă poză? Ora. Hai să te și eliberez. Ia uite. Na, merge șalu pe la suprafață. Bă, dar de aici din malul ăla, 7 metri. Merge frumos. Cam gata partida de pescuit. Mă scuzați că sunt așa înfofurit, dar sunt între cruz de mijlocul decembrie. O partidă frumoasă, din păcate, acum pe sfârșit am ratat un șalou foarte mare. Cred că era șalou după cum a dat și cum s-a simțit. Aia este. Până la urmă i-am dat de cap. A vrut el pe culori de astăzi, a vrut. Da, ce să facem, asta este. Un pește destul de mărturos. E bine că... am avut activitate, am prins 2 șalei, vreo 2 am scăpat, atacul foarte, foarte nervos, o știu că scăpată la prima oră. Asta. Bun, până data viitoare, să ne vedem cum bine. Fii rețeți!